Bună, astăzi o să vă arăt cum puteți să gătiți cei mai rapizi și gustoți sfințișori pentru 9 martie. Să începem! Bună, eu sunt Riley și astăzi o să gătim în familie. Rețeta noastră de astăzi este sfințișorii pentru 9 martie. Avem 1 kg de făină, 250 ml de ulei, 250 grame de zahăr, 400 de ml de lapte, 2 pachetele de drojdie uscată mai folosim, 5 ouă, pe care o să-l folosim mai pe la sfârșit, zahăr pudră, toate rețetele noastre astea, unt pentru ca să ungem tablele, să ungem de fapt locul în care o să punem sfințișorii noștri, care am făcut și eu o glumă mai devreme, o linguriță de sare, miere și nucă după gust și să nu uităm de un coajă de lămâie și de portocală, pentru un pic mai mult gust. Let's start! Acum punem și noi drojdiuca noastră aici. Adaug experimentul numărul 1 și experimentul numărul 2 în containmentul de făină. Amestecăm un pic mai frumos și noi. Artă, avem artă. Am amestecat și acum este timpul să spargem ouăle și să le separăm. Altfel spus, cum spune o bunică de mea, bunica mea, stricăm ouăle. Am terminat de separat ouăle și acum urmează următorul pas. Care este? Punem sărica noastră săricioasă. Am pus-o greșit la început, se pare. Mai dau cu toate să aibă, cea rapid. Cântă luna pentru noi, cântă luna pentru noi, papagalul nostru bifoi. Bine. Am terminat să pun sarea și zahărul vanilat, se pare așa asta. Și acum trebuie să amestecăm și noi călb enușurile noastre. Acum adăugăm și noi aceste bine mirositoare coiș. Am adăugat coaja de portocală și lămâie ca cu greu și continuăm să învârtim. Wow, s-a mișcat lingura! Asta înseamnă că este timpul să punem și noi zahărul nostru în mixtura noastră. Continuăm! Mai lăsăm 100 de mililitri, apropo. Vreau ce ne va mai trebui la frământat, cred. 100, nu, încă mai un pic. 100 de mililitri. Și protein. Protein mixăm. Wow! Am mixat. Acum, pasul următor, punem și noi cea care miroase bine, altfel spus, amestecătura noastră înăuntru. Amestecătura e mai mult mixtură sau deci mi-aduce aminte de un ananas. Acum, că am terminat să batem pe jumătate aluatul, o să batem aceste ouă, ce a mai rămas într-un fel de la ouă, albușurile, și o să le punem în aluat și o să mai frământăm și noi. Doar că am pus și laptele, cum spuneam noi. Acum adăugăm jumătate din toată spuma noastră de bezea
clasic și... ziceți că este budincă, budincă de griș. Chiar videoclipul avem pe deasupra, coincidență mare. Și bun, hai să o amestecăm. Place, este chiar destul de bine când ai arbuș. Față de totul gelatinos, este chiar destul de bine. E și plăcut, anticreios. Și am destul de plăcut. Punem un pic de ulei pe mână ca să nu se lipicească niște aluat de-a nostru. Să nu se lipească, în general, aluat de-a nostru pe mână. Și continuăm să amestecăm. Din asta vreau să spun frământăm, că amestecatul și frământatul cam două lucruri diferite. Frământat. Am nevoie de un ajutor. Bună, eu sunt Mihnea și am ajut și am venit să ajut pe aia să frământe. La revedere, eu o să vin a mânca. Da, eu doamne, aștept să mănânc sfințișor, nu? Acum adăugăm și noi o folie pe deasupra. O să lăsăm la crescut 15 minute. A crescut aluatul și acum o să punem făină aici. Acum să folosim schirul de ninja. Împărțim aluatul în bucăți de 100 de grame sau cât vreți să fie sfinții de mari. Acum începem să-i modelăm. Hopa, hopa, hop! Modelăm aluatul ca pe plastilină. Încercăm să facem mai rotundă plastilina noastră. Opa! Nice! Am folosit acum modelul un pic mai ușor cu un sucitor pentru cine vrea. Atât de data trecută. O stai în mijloc. Se poate face și pur și simplu ca un cerc de la pasul ăsta, doar că mie îmi plac împletiți. Arăt foarte, foarte, foarte bine. Acum îi împletim. Pentru cei care vor să fie împletiți, o să împletim de la jumătate. Așa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Uite așa, arată destul de bine. Sfintele nostru mic. Prăjitura noastră, da. Nu sunt canibal. Acum este timpul să îl rotim un pic aici. Bun. Acum, nu că învățat. Opa! 8! Opa, 8! Hai să pic un 8. Așa. E un 8, e un sfânt. Dacă te uiți așa, este semnul infinitului. Acum că am terminat de modela sfințișorii, o să-i punem într-o tavă cu o folie care am pus pe ea, am uns-o cu unt. E timpul să ungem sfințișorii. Știm că a fost pus în oul nostru, cel care a rămas mai devreme, am pe la început, de fapt, o să ungem sfințișorii noștri. Iar! Este și destul de ușor și destul de bine. Avem 8 sfințișori. 8 ori 8, 64. Ce mai 64. Poporul e aproape pregătit la 180 de grade și când o să-i băgăm, o să-i băgăm pentru 20 de minute. În acel timp, o să facem jumătatea rămasă de aluat. O să facem cam 4 sfințișori uriași.
Acum hai să deschidem și noi cu părerul nostru loial. Să aveți grijă dacă o să iasă niște aburi. Dacă tot vă spune, vă spune minerală. Pune masă înăuntru. Și se va părna cu nevoie de prietenii noștri mănânce de data asta. Pune mierea acum, deoarece sunt calzi și scoți din cuptor și așa mierea se topește un pic mai ușor. Am pregătit deja doi sfințișori, unul cu nucă de cocos pentru fratele meu mai mic, deoarece a avut cu nucă de cocos. Și acum, hai să adăugăm peste tot nucă. Plouă, iar cu nucă, iar. Hai și... Yummy! După cum vedeți, îmi place nuca și într-adevăr e adevărat. Aceștia sunt sfințișorii sau mucenicii noștri. Cum se numesc în sfârșit? Poftă bună!